Stânga 3, hai 20, stânga 2 scurt, idiot! Stânga 2 scurt, hai, udar 20, hai, hai că uscat, stânga 2 curat, hai udar, hai, 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 așa, 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 bine ați venit la Stax TV. Astăzi l-avem alături pe Adi Iliescu la Lariul. Am ceva cu Lariul, mă, nu mai este decât Lariul. La Lariul Brașovului 2018 TES. Prima participare din anul ăsta la rally. Adi, tu până acum mergeai în VTM. Probabil cei care te cunosc și te urmăresc știu foarte bine chestia asta. Ce te-a determinat să faci pasul? Cât de greu este? Cât costă, ai mai participat la raliu până acum, care-s diferențele, mașina, da. Grupa N, scurt și la obiect. Foarte scurt, că trebuie să și luăm start, da, și să ne pregătim de start pentru Poiană. Într-adevăr, diferențele sunt mari, kilometrii sunt mult mai mulți la raliu. Este o dorință de-a mea de foarte mulți ani să fac un sezon la raliu. Deocamdată nu am certitudinea că voi continua sezonul. Prima etapă ne-am chinuit, costurile sunt mult mai mari decât m-am așteptat. Costul unei etape cu Mitsubishi la nivelul la care ne dorim să mergem ajunge la vreo 5.000 de euro în comparație cu etapa de VTM. Un raliu. Okay. În comparație cu VTM unde cu vreo 2.000 jumate făcea etapa. Te întrerup. Sunt diferențe de costuri între asfalt și macadam? Sunt diferențe de costuri dacă te referi la uzura mașinii. Uh-huh. Mult mai repede se strică treburile. E mai solicitat. Exact, e mult mai solicitat. Însă, categoric, raliu este cu totul și cu totul altceva și e un alt stil de joc. Dacă până acum eram flat out orice manșă, da. Acum nu. Acum trebuie strategie. Trebuie să joacă cu strategie, cum jucăm noi Gran Turismo. Vine mașina, da. Să vine și mașina. O avem aici, mașina de curse, care e de grupa N. Este, în momentul de față, are un motor serie, este de grupa N. Însă vom lua startul la grupa H, să zicem așa, clasa 11, mașini ieșite din omologare. Dar sperăm, dacă facem treabă bună anul ăsta și găsim resursele financiare, anul viitor să venim cu ceva competent și, bineînțeles, cu un buget serios. La capitolul sponsor bănuiesc că stăm foarte rău, suntem în România, e greu, banii nu vin. E greu, însă am speranța că după episodul ăsta, mă, băi, Duduie, mă, o să fie plină mașina de sticări. Așa mi-aș dori, am speranța că o să reușim să găsim parteneri, pentru că fără ei nu putem să facem performanță, indiferent cât de mult ne-am dorit. Ai mers ieri la Shakedown? Ieri nu am mers la Shakedown, nu am roți de iarnă, nu am avut pregătire financiară să luăm și roți Monte Carlo sau roți de stradă de iarnă. Mergem cu niște ploi, încercăm un mix, sunt niște ploi vechi, destul de tari, însă sperăm că vom găsi setup-ul și ritmul optim ca să obținem un rezultat cât mai bun. Oricum trebuie să fii încet, frate. Nu te grăbești, fii încet, mergi acolo, strategie, vezi ce se întâmplă, mai e și ziua de mâine, sunt două zile de concurs, nu? Sunt două zile de concurs, sunt aproape 500 de kilometri de parcurs. Și totodată merg pe ideea că mâine se joacă raliul. Avem celebra probă Babarunca. Pleci pe o vreme, ajungi în alta, luăm startul la 7:30 dimineața. Categoric, temperaturile vor fi minus, minus, sigur. Și chestiile astea sunt un factor în plus de dificultate, cu care sper să ne adaptăm și să ne vedem. Știu că pun o întrebare prostească, dar trebuie să o pun pentru oameni. Cât de mult contează partea financiară aici și asistența tehnică? Și adică mulți piloți bătrâni, nu o să dau nume, spun că în ziua de astăzi contează foarte mult mașina și electronica mașinii și pilotul nu mai face diferență. No, contează și mașina și electronica și pilotul și așa mai departe. Este adevărat că cu noua grupă R5, unde mașinile teoretic sunt limitate, sunt venite de la uzină direct setate, deci practic putere în plus nu vei avea, vor fi toate mașinile egale, acolo într-adevăr se egalează situația. Dar ca să poți să-ți achiziționezi un R5 și să poți să iei startul la o grupă de genul,
îți trebuie un buget de aproximativ 300 și ceva de mii de euro pe an. Pentru deci că cât numai, era Aventadorul Spider? Numai costul mașinii, dacă vrei să o cumperi, este 244 de mii plus TVA, o Skoda, de exemplu, cu care poți să te lupți la vârf. Pe lângă astea, de fiecare dată, roți chestii. Deci 200 cu 300 și mai pui vreo 200 așa de costuri neprevăzute, trebuie să ai vreo 700 de mii, așa, să și faci un sezon liniștit. Da. Să faci un sezon liniștit. Să poți să mergi liniștit. Am văzut că sunt oameni participanți din Italia, din Bulgaria. Sunt. E bine că vin și oameni din alte țări, pentru că te poți măsura cu ei, știi? Probabil până acum te măsurai doar cu românii. Da, da, e bine chestia asta. La mine, la grupă, nu sunt de alte naționalitate. Doar Marco. Doar Marco este italian, da. Dar totodată, sigur, și-a luat cetățenie și stă de alți ani în România. E unul de al nostru. Corect. Poți să te măsori cu toate că oricum în ultimii ani, datorită faptului că au venit foarte mulți din afara țării și din mondial și participarea lui Simone și așa, a ridicat ștacheta campionatului foarte mult și se merge din ce în ce mai tare. Asta e bine, asta e bine pentru spectacol, da. Pentru spectatori. Este bine pentru spectacol, ne dorim însă să reușim să fim mai promovați toți și sportul ăsta să devină mai popular, pentru că cred că merită, nu doar că este o pasiune de-a mea, și pur și simplu că este un sport care implică foarte multe lucruri și nu doar o nebunie în care să mergi tare. Da, am înțeles. Vedem acum niște envelope. Văd niște envelope. Sunt niște mix? Nu, alea sunt niște envelope tip Monte Carlo. Da? Astea sunt alea de iarnă de spuneai tu de ele, nu? Exact, sunt tip Monte Carlo. Noi nu avem genul ăla de envelope. Costul unei envelope de genul este aproape 400 de euro. 4 ori 4, 16. E simplu. Să fie bine. E bine. Băi, mulțumesc mult pentru interviu. Te las. Ne mai vedem cu Adi după probele astea de rally, înainte de proba de super special. Hai la mașină. Haide.
Băi, vorbim cu copilotul. Am înțeles că la start tu ați avut niște probleme, ceva cu foc. Da. Nu știu să spun dacă... Nu era pe partea ta. Nu, clar. Clar. Dar nici mi-a făcut problema că nu era pe partea mea. Adică am înțeles că te-a întrebat, bă, ne oprim, stingem, nu știu ce, nu e pe partea mea, dă-i înainte. Da, direct. Asta e regula. Deci așa a fost treaba, da. Nu e pe partea mea, dă-i înainte. Ce e vorbei, bă, de a fost interesant momentul, că vedeam... La start? Chiar la start, pe a doua buclă, pe a doua trecere pe Poiană. Ok. Stăteam, ieșea fum dintr-o dată, am crezut că este de la țigara lui electronică, zic, bă, era... Dar mai fumează. Da, mai fumează. Sunt vicios, da. Și am zis, bă, era și de la tine, a, da, că uite, fumam, zic, a, mergem. Am plecat mai departe și a fost ajuns acolo, am oprit motorul, am stat cu motorul oprit, nu s-a întâmplat nimic, l-am pornit și am zis, bă, hai stă cu motorul pornit să facă cald, să... La un moment dat a început să fumege așa un pic, după aia mirosea plastic, era, după aia... Era o coincidență foarte interesantă, când porneau ștergătoarele, exact, ieșea și fum de acolo și ai zis, mai umblat la ștergătoare, oprește tot. Am oprit. Și aveam ventilația pornită și am zis, bă, e de la ventilație, s-o fi cins prea tare că am mers cu ea pornită tot timpul. Și zic, bă, hai că o oprim. Am oprit ventilația, de unde mirosea din nou, în 50 a fum, dădeam cu piciorul, am pus mâna, na, doar mirosea ars. Am oprit în start. S-a prăjit ceva, că am văzut că acum ai venit cu semnalul aprins. Da, clar, e un scurt ceva pe instalație, sper să-l rezolve băieții acum în parcul de service. Cât avem acum în parcul de service? Adică acum am înțeles, s-au intrat toate mașinile aici, nu se atinge nimeni de mașini. Până la ora 18:30. Da, 18:26 avem. 26. A, fiecare are un timp? Fiecare are un timp, la un minut. Am înțeles, bun. După care în parc, 15 minute avem un parc de service și plecăm către ultima proba zilei. Proba super special. Super special. Da. După care se va face ordinea de start pentru a doua zi, însă deocamdată sperăm să rămânem în aceeași poziție. Eu sincer să fiu, aș vrea să ne dea un loc mai în față, că pe Poiană, când am ajuns noi la trecut de cerul. Mașina, da, din față? Prins mașina, da, din față, da, i-am dat un minut. Și nu poți să ceri să... O să cerem, dar oricum mâine se ia în ordinea timpilor de azi. Ok, deocamdată deci clar l-ați bătut, pe la care l-ați bătut. Da, noi deocamdată suntem lideri la clasa 11 și... Și cu 1.6 în loc de 2, parcă? Sau cât trebuia să mergi presiune? Presiune trebuia să am aproape 2, 1.8, 1.9 pe acolo, însă acum avem... Hai mai cât de la norgoliu, că e bine așa, nu ne ajunge presiunea. Agitația pe care o vedeți pe fundal este pentru că mașinile au la dispoziție în jur de 15 minute pentru eventualele reparații. Adi, după cum l-ați auzit, are ceva probleme la sistemul electric și la turbo. Vedem ce își alege. Toți pasionații de jocuri pe calculator știu că în Colin McRae, când ajungeai la parcul de service, aveai acolo minute și puteai să-ți alegi ce poți să repari. Este același lucru și în viața reală, au un timp de 15 minute în care pot repara cât pot repara. Îl așteptăm și pe Adi Iliescu să vină. În spatele meu sunt echipele tehnice cu buget mai mare și se lucrează intens. Urmează proba super specială din centrul Brașovului, care o să aibă loc la orele 19, deci vom avea noapte, vom avea lumini suplimentare, blitzuri, super show, ca să zic așa, super show.
plecați la secunda 0-0. Înainte, după ultima, când iau eu bățul, vedeți că vine cu aceea, aveți timp 15-12 secunde să vă aprindeți farurile, da? Perfect, multă baftă, centur, cască, perfect, baftă. Ai înțeles? Unui raliu al Brașovului foarte dificil. Da. Cum a fost? Cred că cea mai grea cursă din viața mea. Am avut o grămadă de probleme, inclusiv acum pe ultima probă. De pe pârâu am atacat un interior mult prea devreme, am rupt jumătate de evacuare, tot fumul intra peste noi, ne ustură ochii în continuu și în afară de chestia asta, roata dreapta spate, cred că un rulment s-a dus sau ceva de genul și juca roata în permanență, pluteam. Însă, bineînțeles, și cu ajutorul Rare și ajutorul echipei, am ajuns la final. Cu o grămadă de probleme, ieri am luat foc, dar suntem aici și suntem învingători la clasa 11. Felicitări, Kinder!